De când e pasiunea? Am început liceu de artă la Oradea. Deci mie îmi plăceau artele plastice de mică. Am mers în continuare pe domeniul ăsta. Pe urmă am urmat facultatea de restaurare aici la noi la Sibiu. Am făcut și master în lemn policrom. Am făcut un voluntariat acolo la ei, la Muzeul Astra. Pe urmă am venit aici la Brockenthal și m-am specializat pe pictură, pe restaurare pictură. Acum sunt expert restaurator pictură ulei. Este ceva greu ceea ce faci tu? Depinde din ce punct de vedere privești. Din punctul meu de vedere, pentru că sunt un specialist, nu este greu. Dar văzând din afară, este. A restaura un tablou cât de greu este? Sau depinde de cât e de vechi, cât e de deteriorat, în ce condiții a fost păstrat? Depinde foarte multe puncte de vedere. Sunt lucrări care sunt foarte deteriorate, dar sunt și lucrări care nu pun foarte multe probleme din punct de vedere al conservării. Sunt sute de mii de oameni din toată lumea asta care vin, admiră colecțiile Brockenthal, dar foarte puțină lume știe că, de fapt, în spate e și munca voastră. În general, oamenii care vin și vizitează muzeul nici nu știu ce înseamnă o restaurare, nici nu știu piesele cât de valoroase sunt, dacă au deteriorări, dacă ce degradări au avut înainte. Și ăsta este și rolul nostru, de a face piesa să trăiască, să se vadă cât mai bine, în modul ei, cât mai natural, să zicem, aproape de real, de real din vremurile respective create de artist, și să se vadă mâna noastră cât mai puțin. Adică, spre deosebire de cum sunt artiștii care își pun amprenta, noi trebuie să nu ne punem amprenta pe ceea ce facem. Voi sunteți niște artiști anonimi? Oarecum da. Suntem, aș putea să spun, niște doctori ai artei. Wow! Ce-ți place cel mai mult în ceea ce faci tu? Ca etape de restaurare, avem și noi, să zicem, plăcerile noastre. Mie îmi place, în general, partea de curățiri cu solvenți, deși este mai periculoasă din punct de vedere al stării noastre, dar ne protejăm. Dar descoper adevăratele culori, adevărata tușă. Peste timp, verniul așezat peste straturile picturale se brunifică și pierd din frumusețea lucrării, din aspectul original al lucrării. Tu vorbești ca un investigator? Suntem și investigatori, să zicem așa, pentru că noi înainte să facem, să restaurăm lucrarea, ne documentăm. Cine a fost autorul, cum lucra el, ce substanțe folosea, ce produse folosea, ce pigment folosea. Ne documentăm, știm despre ce vorbim și abia apoi acționăm. De unde ai ghindele? Ghindele le-am luat, să zic așa, dintr-o vacanță, dintr-un concediu, unde eram cu soțul meu la Băile Felix. Dar te-ai gândit că o să le faci mărțișoare atunci? M-am gândit că o să fac mărțișoare, dar nu m-am gândit ce anume o să fac din aceste, ce anume o să iasă. Le-am luat, m-am gândit și apoi am făcut aceste fețe, să zicem așa. Ce impact a avut primul mărțișor făcut? Care a fost reacția celor apropiați când au văzut? Soțul meu le-a văzut primul. A fost foarte impresionat așa și zicea că seamănă cu niște păpușele. Și seamănă. Cât de greu este să pictezi o ghindă și să o transformi într-un mărțișor? Având în vedere că sunt și restaurator și pictor și artist plastic, să zic așa, nu este foarte greu. Și forma ghindei îmi permite să mă joc frumos asupra suprafeței. Dar fețele sunt diferite. Te inspiră anumite personaje? Oameni? Nu, m-am gândit să fie diverse. Asta era scopul meu, să nu fie ceva banal și să se tot repete. Și atunci am căutat fețe diferite, fețe de femei, de bărbați, cu diferite culori la păr. Am încercat să fie cât mai divers. Spre deosebire de alți artiști sau creatori de mărțișoare, pentru tine nu este o afacere. Tu nu vrei să faci bani din asta. Nu vreau să fac. Ce se întâmplă cu aceste mărțișoare?
Eu le confecționez doar pentru Crucea Roșie, este doar un scop umanitar și asta fac în fiecare an. De cât timp? Ani, de 4 ani, în fiecare an confecționez și mărțișoare, dar confecționez și decorațiuni de Crăciun sau globuri pentru Crăciun, decorațiuni de Paști. Deci ești un artist voluntar. Toată strădania ta și toată munca ta o donezi pentru binele oamenilor. Pentru binele oamenilor, da. Și îmi păstrez mie doar 2-3 ca să dau persoanelor dragi. Ce te determină să faci binele ăsta pentru ceilalți? Îmi place să fac bine și mă gândesc că având un talent trebuie să valorific într-un fel mai mult decât ce de a-mi lua mie niște fonduri, niște beneficii. M-am gândit să dau și eu mai departe ceea ce am primit. Prietenii, colegii, ce spun despre activitatea ta la Crucea Roșie? Ce din familie? Te încurajează să continui? Da, bineînțeles, mă încurajează. Da. Și sunt oarecum și impresionați de ceea ce fac eu în fiecare an și faptul că reușesc în fiecare an să aduc ceva nou. În fiecare an mă gândesc la un alt proiect, ce aș putea să fac din lucruri banale, din ghinzi, din bucăți de lemn, din... Deci nu e așa de greu să faci nu bine. Nu este, tocmai asta este foarte ușor, facil, la îndemâna oricui. Care e mesajul tău pentru un sibian care poate se gândește că e complicat, el nu e medic, nu e asistent medical să ajute? Eu zic că fiecare are cumva o resursă și undeva în adâncul sufletului, undeva în ceea ce face el de zi cu zi, ca să poată să ajute la rândul lui pe cineva. Eu reușesc să ajut prin faptul că am darul ăsta al creației, al omului din punct de vedere artistic. Așa m-am și implicat în Crucea Roșie. Mai mult pe a ajuta din punct de vedere artistic. Aici, la muzeu, la fel, sunt Sofia, primesc copii cu dizabilități și îi plimbăm prin muzeu și mă ocup și aici de cazuri. Deci tu ești Sofia. Eu sunt Sofia, da. Am înțeles. Și primesc copii cu dizabilități din familii defavorizate, le facem un ghidaj. Și le povestești partea frumoasă a lucrurilor. Am înțeles.